Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, alături de invitatul nostru, Gabriel Imlat, din domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Vorbeam, domnule Cosmin Popescu, despre necesitatea unei schimbări de mentalitate. Eu vă spun din afară, sau cel puțin noi ca jurnaliști, am văzut administrația asta județeană aflată într-o încremenire. În afară de, cum spuneam, de programul ăla Vino acasă la Brâncuși, construit de niște nepricepuți, de niște necalificați în domeniu, care s-a mândrit Consiliul Județean, n-am văzut nimic să se întâmple în ideea de a da o altă imagine acestui județ. Nu știu în ce măsură veți reuși acest lucru, dar cred că merită să încercați. Aveți o echipă tânără, va trebui să vă înconjurați de oameni capabili. Va trebui să-i puneți la muncă pe cei care sunt acum în Consiliul Județean, că nimeni nu vine acum, hai și dați-i afară. Nu știu mai. Deși pentru unii dintre ei vreau să spun că lucrul ăsta chiar s-ar potrivi de minune, dacă nu, cumva ar fi chiar foarte mulți acolo, îi angajați pe pile, mă rog. Nu aveți nicio legătură cu treaba asta, dar... Știți cum e? Legea protejează. Fie că e funcționar public. Deci, domnule, asta, de cât ar fi asta de nu rău, înseamnă, cât de rău ar asta fi nu funcționar înseamnă, public, e cam greu să-l trimit asta nu acasă. înseamnă, asta nu înseamnă că nu poți să-l pui la treabă și în momentul în care greșești o dată, greșești de două ori, atunci nici măcar legea nu va mai putea Să nu se să-l învețe prea tare cu imaginea noastră de băiat bun. Știți cum e? Sub imaginea asta de băiat bun și asta de multe ori eu am o misiune încălzată de gorjeni, da? Prin votul Exact. Dat de 5 iunie. Adică știți cum trec e? Peste, prea, prea trec mult peste obraz cu cine nu merită nu este cazul. A respecta are pe cineva și pentru mine vreau să fiu respectat. Și cum trebuie să fiu respectat? Prin a-și face treaba la locul de muncă. Da, și mai e o problemă. Gabriela, care este defectul major al domnului Cosmin Popescu? Discutam noi acela că nu prea știe să spună nu. Asta mi se reproșează în ultimul timp. Să De foarte refuze, multă da, lume. Să da. Refuze. Trebuie făcut lucrul ăsta, pentru că știți ceva. O să vedeți câți șmecheri vor veni știți acolo, cum, știți cum, care vor cere, domne, hai să câștig și eu, am nevoie și eu de chestia aia, am nevoie de chestia asta. Să știți că nu vin toți cu legea în mână. Nu de fiecare dată spun da. Spun nu oamenilor care cred în ei, oamenilor care de multe ori merită să fie ajutați, da? Și cred eu în sinea mea că trebuie să fie ajutați, dar să știți că spun și nu. Și o să spun și nu. Da, sunt persoane la care nu știu dacă le puteți să le spuneți nu. Nu pentru că, în momentul de față, eu de asta zic, noi vă acordăm tot creditul și chiar o să lăsăm o perioadă să vă așezați bine în funcție și în administrarea județului. Dar să știți că sunt foarte mulți care zic, dom'le, la Cosmin Popescu e problemă, o influență care vine din partea cealaltă. Tocmai de aceea nu le voi da numele acum. Dar dacă se întâmplă, nu mă voi reține niciun fel ca să nu le fac publice. Că mai sunt niște oameni de afaceri, dom'le, știi că aia vor fi în spatele lui Cosmin Popescu și o să-i dicteze ce să facă. Că în partea altă mai e un fost coleg de partid, un lider de partid. Că în partea asta este Ion Călinoiu. Să știți că dacă lucrurile stau așa, va fi foarte greu să conduce județul ăsta. Nu va fi așa. Vă încurajez singur sau? Nu, vă dau voie ca peste câteva luni în mediul public să-mi atrageți atenția și să-mi spuneți ceea ce considerați că nu știți cum așa. Nu e ce considerați până la urmă, vorbim de oamenii ăștia. Oamenii care ăsta. Da. Nu o să fiu de niciun om de afaceri, de niciun lider politic, deci încă o dată fac ceea ce cred că este bine și duc la îndeplinire toate deciziile pe care le vor lua Consiliul Județean, pentru că asta e principalul atribut, până în aplicarea asta. Până la urmă sunteți un executiv acolo. Da? Da. Așa. Dar, pentru mine, am explicat pe scurt câteva dintre proiectele pe termen scurt pentru acest an. Bun, o să avem timp pentru asta. Acum ziceam discuta, în cadrul general. Le vom discuta de asta. E, ceea ce mă interesează și ceea ce vreau să fac și am pornit la drum de acum un an de zile. Mă interesează și sper să reușesc să punem bazele primei investiții private în Târgu Jiu. Și o spun de plin responsabil. Mă sunați de foarte multe ori și vă spuneam că sunt plecat. Da. Nu am vrut niciodată și... Bine, aș cam ocolit așa, să ies în campania electorală și să arunc o știre de genul am discutat cu o companie străină care vrea să vină și să deschidă în Târgu Jiu. O companie de cabluri auto sau ce? Haideți să spunem componente. Componente, da. Ceea ce pot să vă spun este că acum 3 zile acea companie prin dezvoltatorul care operează în România
a cumpărat în Târgu Jiu, de la lichidatorul, de la un lichidator judiciar. Un teren unde a fost Răstramu, nu? Nu pot să dau detalii de ce, o hală de producție și terenul aferent. Acolo e până la pentru urmă. Nu am acceptul, dar am luat acceptul să dau aceste date în emisiune. Da. Preliminare, pentru că eu vor, o să vină în momentul în care o să pună dosarul pentru obținerea autorizației de demolare și de reconstrucție. Deci se va demola o hală și va fi construită. Nu se demolează, se va fi, hai să spunem, modernizat. Am înțeles. Se va păstra structura de rezistență. Da? Și vă, cifra inițială, deci încă o dată, acum 3 zile s-a achitat prețul. Să nu plece și ea, tot ca el s-a oferit tot aia. Domnul Căgăța, în momentul în care arunci câteva milioane de lei și ai o instituție privată, nu lucrezi cu concesiune sau cu asta și... Bun, banii, deci au fost dați, au fost cumpărat acolo? Da. Acum 3 zile, toți banii au fost virați în contul lichidatorului judiciar, iar lichidatorul judiciar știe ce era de făcut să împartă creditorul. Este primul pas în ceea ce sper eu că va fi de bun augur pentru Gorj și pentru Târgu Jiu. Este o perioadă propice de a, veni, de a reuși să atragem investiții către Gorj. Și de ce? Și câteva, vă dau câteva puncte. De ce Gorjul este preferat de către investitori? Lăsăm la o parte că de multe ori se reproșează, domnule, nu avem un drum rapid care leagă Craiova de Târgu Jiu. De acord. Perfect. Nu mai, nu avem nici dar avem, dar avem o distanță foarte apropiată de Dunăre, de cele două porturi, Severin și Orșova, pe care marea majoritate sau cei care operează vor să facă transportul fluvial către vest navigabil. Avem în apropiere un aeroport care a devenit funcțional. Faptul că de la Craiova la Târgu Jiu se face o oră și jumătate este un avantaj pentru Târgu Jiu. Avem un următor avantaj. Sunt da, fabrici... Au făcut aeroport, dar noi, fabrici, noi când facem și noi ceva? Sunt fabrici care urmează să se reloca din diferite țări, din motive. Prima țară este Ucraina, datorită instabilității din zonă. Da? Toată această companie care va veni la Târgu Jiu, care va opera, se gândește foarte serios de a reloca fabrica din Ucraina. În Polonia, toată această companie, vă spun aceste lucruri din discuțiile cu ei, că n-am de unde să le vizez. În Polonia sunt foarte mari probleme în ceea ce privește salariul mediu. Vă dau un exemplu. Dacă acum salariul mediu în fabrică este 700 de euro, sindicatele, că sunt constituite de sindicate, cer și sunt în negocieri, au cerut mărirea cu 50%, deci undeva la 1000 de euro. Zona de Ardeal este suprasaturată de aceste investiții, în care îngoată nu e producție industrială pură. Sunt prestări de servicii. Da, spre servicii, pentru care, încă o dată, noi avem nevoie ca aerul, deoarece ocupă un segment din populație foarte vulnerabil. Firme de recrutare, că lucrează cu firme de recrutare, se orientează către personal feminin cu vârste cuprinse între 20-40 de ani. Asta nu înseamnă că peste 40 de ani sau sub 20 de ani nu se bine veniți. 90-60 de ani. Dar de ce? Nu. Dar de ce? Pentru că sunt, pentru Târgu Jiu, acest segment de populare are gradul cel mai mare de neocupare. Datorită, avem o industrie minieră, nu au acces pe piața muncii din Târgu Jiu. Au făcut o analiză și au ales Târgu Jiu, având în vedere mai multe locații, Lupeni. La Lupeni exista o problemă, undeva mai mult de 500-600 de salariați nu puteau, firma nu putea să se dezvolte. Este o mișcare continuă anuală, de la un număr de 1000 de angajați, cam 200 de angajați pleacă și vin anual. Deci nu poți să te dezvolți. Filiașul, la fel, a fost opțiune pentru ei. Insistența de ani de zile și pentru că ca să aduci, crezi, o relație de prietenie, nu contează cum, numai să vină. Și pentru mine asta este bucuria și încă o dată, sper, nu sunt, știți cum este, până nu vezi primul angajată, dar în momentul în care... Păi mai văzut noi pe ăștia, s-a mai dus la specializare tot cu firmă de cablu și de componente. Deci eu vă spun, o investiție privată 100%, fără... Știu, bine, se vorbește am avut o discuție de vreo 1000 de locuri de muncă? În prima fază, da. Deci, în primul fază, 1000 de locuri de muncă, dar știți care este problema? Dom'le, dacă le dai salariul minim pe economie, nu. Tot pleacă în Anglia. Da, și aici o discuție cu Anglia. O să vedeți că pachetul salarial, întrebarea este de ce pleacă din Târgu Jiu să duc la Arad? Nu cred că este un salariu minim. În aceste tipuri de unități de producție. Bine, că la ce foame avem noi, nici nu mă mir. Vă dau un exemplu. În Severin, pentru că știu, am fost acolo, am fost în hală.
Au început în 2014 cu 500 de angajați. Da, e aceeași afacere, până la cu asta la Târgu. Da. Au la momentul actual 2800. Și mai angajează, începând cu luna august, încă 2000. Posibil să se satureze și piața aia acolo, adică să se rezolve. Da, și atunci și Gorjul Severin și Târgu Jiu. Și Gorj există de demand și același lucrător la un sector în dedemanul din Severin nu ia același salariu ca ăsta de aici, de la Târgu Jiu. Nu știu, că diferență în plus la Severin față de Târgu Jiu? Da. Nu înțeleg, deși la noi standardul salarial e destul de ridicat datorită complexului energetic Oltenia. Din aceeași companie. Având practic aceeași politică salarială. Nu, eu zic, e clar că și aia de la o firmă de telefonie mobilă care lucrează în aceeași firmă, care lucrează în Londra, e mai mult decât la care lucrează la București. Bun. Eu zic dar că asta zic, nu vii cu niște salarii mari. Ok, se rezolvă, e un prim pas, e ok, e de lăudat, dar până la urmă ar trebui să nu ne trezim nici în situația în care oamenii noștri pleacă în Arad și să ne întrebăm de ce pleacă în Arad. Păi acolo iau 17 și nu 7. Dar cu siguranță o să vedeți și sunt convins de asta. Oamenii din Arad o să se întoarcă la Târgu Jiu. Bun, e foarte adevărat acest. Știți cum spune, ceva de genul și aia din Marea Britanie o să Nu zic acest lucru. Nu. Deci, încă o dată, este primul pas. Și am să dau un exemplu. Primul pas care zic eu că creează o nouă oportunitate sau altceva. Da, este de lăudat, fără discuție. Și e un început, dar ca abordare, nu știu, strategia dumneavoastră, adică aveți un proiect de județ? Dom'le, eu vreau să fac din Gorj asta, date fiind condițiile următoare. Iau un calcul ca președinte, o să spuneți, dom'le, nu-i treaba administrației, este piață economică liberă, ea joacă după regulile ei, se dezvoltă, scade, crește, mă rog, dar... Dom'le, până la urmă eu trebuie să știu ce fac cu județul ăsta. Deci ajută la dezvoltare. Da, în condițiile în care, eu mă gândesc iau varianta cea mai sumbră, închidere. Doamne ferește. Doamne ferește. Nu cred că se poate ajunge chiar până acolo. Nu. Așa. Iau varianta asta, cum dezvolt. Dom'le, n-a avut curaj Călinul, l-a avut pe Ponta prim-ministru. N-au făcut. Au stat cu minți acolo, au stat pe burtă și n-au făcut nimic. Bun. Dom'le, ia să-mi iau eu ca proiect fonduri europene, nu știu, bat pe la uși, să dau o gaură prin muntele ăsta în sus, să am un drum. Deci la modul ăsta. Dom'le, propuneți-vă lucruri mărețe, domnule. Că știți ce, domnule, aeroport nu putem, aia nu putem. Dar de ce să nu încercăm? Toate acestea, și am spus și în campania electorală, eu personal, da, eu mă bazez foarte mult și o să fac întâlniri în următoarea perioadă, pentru că a fost și perioada asta scurtă de preluare pe asta, cu capitalul autohton. Mare lucru. Ascultați. Mare lucru, în primul rând asta. Pentru că datorită capitalul autohton, oamenii serioși, oamenii care sunt plătitori de taxe și impozite, care nu au asta probleme, care au unități de producție și sunt mulți, da? Discutam acum o lună și jumătate cu cineva care produce și toată producția merge către export, aduce plus valoare, da? Sunt idei și de asta, dar încă o dată mă bazez 100% pe capitalul autohton, pentru că, de ce? Cel care vine... Dăm alt exemplu. Miercuri să vină cineva care vrea să vadă anumite unități de producție pentru o fabrică de confecții. Nu vrea să fie proprietarul acelui activ, da? Preferă, nu știu, din diverse, poate și fiscal îl ajută și asta, să lucreze prin dezvoltator. Iar dezvoltatorii nu-i găsești decât aceiași locali sau din țară asta. Deci, cu siguranță mă bazez pe ei. Ideile. Că n-ai de unde să știi. Ideile și lucrurile bune care asta vin tot de la oamenii de afaceri serioși asta, și va trebui adunați. Și le-am spus și în campanie, dom'le, avem obligatoriu nevoie și asta va trebui făcută într-o perioadă scurtă, de o listă care să fie afișată, nu știu, pe site-ul Consiliului Județean, de exemplu, cu toate activele din Gorj. Da, chiar vorbeam cu oamenii, chiar m-am întâlnit acum câteva zile, dom'le, când ne adunați să le punem la dispoziție? Pentru că sunt active nefolosite. Da? Și au lăsat activitatea sau au făcut mai mult decât aveau nevoie și vor în rost să le pună în dispoziție. Va trebui să avem o bază de date unică, de asta numai cu acordul, dar cred că vor fi de acord lichidatorii de pe raza teritorială a județului Gorj, încât la fel să avem o bază de unică cu toate activele care ar putea fi puse la dispoziție. Bineînțeles, corespunde în condiții legale, evaluările făcute, prețurile. Pentru că ți-e foarte greu. Deci, eu vă dau un exemplu. Vinerea trecută am primit un telefon de la o firmă din București care are nevoie de un spațiu de nu știu câți mii de metri pătrați pentru
pentru o fabrică de confecții. Mi-a fost dus la un răspuns. Păi nu prea avem, să știți. Ba da, sunt. Și se vor găsi. Sunt anumite zone care nu le cunoaștem noi. Da, eu am fost pe platforma, o platformă industrială din Târgu Jiu. Sunt foarte multe oportunități. Păi, nu știu, eu rămân la ideea pe care o lansase la un moment dat, asta e treaba primăriei, Marcel Romanescu, în campania electorală, și înainte de chestia asta, că ideea trebuie să spune că e a partidă, transformării, deci creării unui parc industrial acolo unde a fost Rostram. Domnule, de acord. Unde avem unul la SADU cu ăla, ce facem? Bun, și că acolo implică patrimoniu... o analiză clară, pentru că... Exact ce vă spuneam înainte, au făcut cei care vor să vină la Târgu Jiu, au făcut o analiză pe filia și pe Lupeni, privind numărul, forța de muncă. Cred că și SADU intră în acest calapod, comparabil cu Lupeni și cu filiașul. Dar cu siguranță va trebui să și la SADU, pe ce există acum parcul industrial, să încercăm să-i dăm utilitate, să-i dăm valoare. Iar domnul Pastie, am înțeles că a avut diverse contacte în ultimul timp cu diversi oameni care, încă o dată, încep să se uite către județul Gorj sau județe din Oltenia, având în vedere ceea ce întâmplă în Ardeal. Adică nu mai găsești foarte ușor forță de muncă. Păi și forța de muncă foarte calificată de la SADU a cam ieșit la pensie. Sigur. Bun, cred că nu o să vedem în perioada foarte scurtă o fabrică în care să avem nevoie de forță de muncă super calificată. Da? Plecăm pe ideea că această forță de muncă tânără care se duce la nivelul jurului se poate școli în 2-3 luni de zile, da? În unități de producție care la rândul lor ei vor școlariza pe ceilalți care vor fi angajați alături de ei. Cam asta este modul de lucru a celor care lucrează acum. Da? Nu să găsim, hai să spunem, în 2 ani de zile să vină cineva în care să facă în Târgu Jiu sau județul Gorj o fabrică de mecanică fină care îți trebuie... Fabrică de ceasuri, mă rog. Sigur că da. Deci asta e. Calificarea se poate produce. Să știți că putem să avem și alte surprize. Adică atunci s-a văzut când cei de la care lucrează la stadion n-au găsit forță de muncă. Da, au apelat. Au apelat în alte zone. E posibil să vedem și cu fabrica asta așa. Nu mai depinde și salariul foarte tare. Că nu prea au de unde să iau oameni. Domnul Crumeța. Nu credeți că e posibil? Nu. Pentru că iau încă o dată. Să știți că Târgu Jiu se aseamănă cu Severinul. Și acolo a fost o reținere. Numai că Târgu Jiu a cam stat pe loc, poate, de Severin. Analizând din asta, nu, poate 90 de sau niciun an de. Dar plecând la drum ce a făcut cu numărul de salariați... Da, acolo e meritul primarului. E altă poveste. Corect. Așa, și revin la ceea ce spuneați vis-a-vis de asta. De acord, nu neg și niciodată sau am asta, necesitatea unui parc industrial la Târgu Jiu. Chiar oamenii de afaceri din Târgu Jiu spun. Dar ideea cu Rostram e o idee nebunească. Haideți să fim serioși. De ce, domnule? Are cale ferată, are ieșiri la stradă, în față, spate, are tot felul de utilități, are 40 de hectare. Îi dai valoare, poate mai repede prin ceea ce am spus eu, să faci cunoscut posibilii investitori activele. Niciodată la valoarea actuală de lichidare, de vânzare a lichidatorului, nimeni nu o să-și permită, pentru că... Știți care e valoarea? Da. Nu depășește 3 milioane de euro. Da. Dar valoarea mare este a ceea ce trebuie să faci. De unde știu eu că trebuie să fac o hală? Dar mă costă cel mai puțin pentru că am toate utilitățile aduse acolo. De ce? De unde știu eu că trebuie să fac o hală de 10.000 de metri pătrați cu înălțime de 6 metri și nu trebuie să fac una de 5.000 de metri pătrați? Funcție de nevoile pe care le are investitorul care ar veni. Potențialul investitor. Aceasta este. Pentru că, le iau un exemplu și pentru că am văzut anumite exemple cu parcurile industriale din zona de Ardeal. Parcurile industriale din zona de Ardeal au plecat la nivelul prima dată de terasament de teren, dar aveau discuții prealabile de-a lungul timpului cu investitorii care urmau și spuneau în mod concret ceea ce vor. Deci noi de ce n-am putea face același lucru? Pentru că n-au existat discuții în mod concret. Răspunsul este foarte simplu, nu? Despre asta discutăm, despre mentalitate, despre... Da, Ion Călinoi a fost bun pe anumite chestiuni. A cunoscut și el drumurile, a mai început să cunoască chestiuni tehnice, n-a avut viziune de dezvoltare a județului. Patrimoniul cultural gorjean să se prăbușească. Cultura, nu mai vorbim. Știu, dar asta nu le mai recuperezi. Nu le mai recuperezi, nu știu. Până la urmă să știți, domnule Cosmin Popescu, că dacă Ion Călinoi a fost surd la ce a spus presa, cel puțin în domeniul ăsta, am spus, domnule, de monumente, de tot patrimoniul ăsta cultural,
Sper că acest lucru să nu se întâmple și cu dumneavoastră. Am avut așa să discuție. Deci nu are, atenție, deci nu are un om care să aibă, știu eu, un bagaj cultural suficient ca să-i fie consilier acolo. Și iau patrimoniul cultural. Chiar am, dar nu dau, că avem timp să povestim pe câteva obiective importante și din Târgu Jiu și de Țugorj. Nu că a fost rea voință asta. Atât de încălcită este legislația și atât de încălcit este dreptul de proprietate la aceste obiective, încât va trebui muncit enorm pentru viitor. Știți, le aveți în patrimoniu. De acord. Deci este totul clar, stabilit. Dar o să le luăm, o să punctăm pe fiecare. Fonduri europene puteau exista pentru, dar în anumite condiții. A nu le lăsa doar. Nu, domnule, în condițiile în care le discutăm, le discutăm pe fiecare. Deci nu avea nimeni proprietatea acolo, proprietatea în cazul obiectivelor turistice. Pur și simplu să le țineți, să le supraviețuiască, să nu moară, să nu se prăbușească. Chiar trebuie făcut un efort supraomenești, trebuie rezolvate. Cum alții au făcut, cred că putem când, și noi, uite, să facem. V-aș duce, faceți-vă timp după program și putem merge împreună, uite, să vă duc, de exemplu, la Castrul Roman de la Sad. Haideți să mergem. Deci Ion Călinoiu s-a întâlnit acolo cu cei de la Sadul de la PNL, cu Ailu Boboară, să facă o alianță. Buruie probabil și au și urinat acolo buruienile alea din spate. Problema știți care este? Haideți să vedeți și dumneavoastră Castrul Roman, care este năpădit de, care e groapă de gunoi, care e năpădit de bălării acolo și de mărăcini ruși, tot felul de arbuși, deci, da? Vacii de pastă acolo, doamne, nu se poate. Domnule Popescu, este datoria dumneavoastră să schimbați ceva. Sunteți și mai tânăr, aveți și o altă viziune și eu cred că puteți face lucrul ăsta. Nu mai, Sorin, am văzut în partea, din păcate trebuie să dăm Ardealul exemplu de fiecare dată. Deci, din păcate, să dăm dacă... Este mai... tot în România, da? E tot aici, frate, ăștia cum pot și noi nu putem. E tot în România, dar e mai în Europa. Pe marginea drumului nu vezi niciodată mărăcini, că e drum județean, că e național, da, că e european. Domnule, dacă asta este o mare problemă. Și numai buruieni pe marginea drumului și mărăcini și, domnule, cine trebuie să-i taie, domnule, pe ăștia? Nu ăia care au în drumurile, în subordine, drumurile județene. Deci eu mi-asum, pe drumurile județene este clar, a fost acea problemă de întreținere a contractului, dar vă asigur... Este imaginea și este, noastră, da, intri în județ și vezi... Dar nu numai drumurile județene. Ceea ce se întâmplă și pe drumurile comunale. Și chiar corect. O să am o discuție foarte serioasă și cu primarii. Primarii, corect. Da, dar este imaginea noastră. Exact, asta, da? Asta trebuie schimbat. Asta nu înseamnă asta. Nu că te duci la Castrul Roman, vine unul să vadă trebuie să pălărie, suntem de poveste. Primarul lui trebuie să-l facă să înțeleagă și pe cetățeanul ăsta. Pentru că eu știu asta. Pentru că am fost în campania asta și, culmea, ce era reproșul cel mai... Domne, de ce nu vine primarul să facă parte? Pentru că asta înseamnă că primarul niciodată n-a avut o discuție la acel om. Că, domne, intră în atributul tău ca om, ca membru al comunității. Să spune șanțul, să acolo. Da. Sau i-au și învățat așa. Bun. Dar, încă o dată, trebuie făcut. Da? Sunt anumite zone în care ceea ce spuneți arată groaznic. Domnul deci Popescu, păi dacă vede că primarul nu face, nu face sigur nici el, domne. Deci o să am o discuție. Deci chiar aseară vorbeam cu cineva și mi-a arătat niște fotografii în anumite zone. Este inadmisibil. Pe drumul comunale, pur și simplu, nu este, dar cred că, sper, au trecut și alegerile, s-au instalat, au făcut majoritățile în Consilii, au stabilit echipele, de acum încolo trebuie să începe să apuce de bună administrare. Tu ai discutat cu ei cu primarii, că să știți că nu toți primarii sunt chiar așa deschiși la minte. Păi, au ajuns conjuncturari, i-a propus un partid, au avut, mă rog, acolo susținători, dar, dom'le, luați-i, dom'le, și educați-i și pe aia. De aici plecăm. Aveți și situația inversă, în care am fost în Runcu să vedea unde e drumul comunal, că era coală, asfalt, turnat, tot ok, da, și drumurile județene arătau la intrare Răchiță, asta da, de-aia am zis arătau că asta e o prioritate, intră în proiectare, în procedură de licitație săptămâna viitoare și este obligatoriu, cozvorul asfaltic va exista, pentru că și eu am luat reproșuri, am fost în campanie în Runcu, mi-a spus asta și a zis, da, se va, și eu de când spun da, mi-o duc la îndeplinire. Nu știu, de exact, și faceți ceva să nu vă fie rușine că sunteți președintele Consiliului Județean. V-am spus, cheile Săudorului sunt un paradis natural. Sigur. Deci acolo s-au filmat, mă rog, atâtea filme s-au turnat. Și fiecare sâmbătă, da. Exact. Cum să vă zic, este... Dom'le, drumul ăla se prăbușește, arată rău, deci, practic, parapeții ăștia care sunt pe lateral, este o rușine acel drum. Deci faceți ceva, dom'le, să vină lumea, să, de drag să vină în Gorj.
că vin, văd, noi în momentul de față, degeaba spune, nu prea avem ce să le arătăm. Păi ce le arătăm? Brâncuși, Brâncuși, tot ce e aici îl vezi într-o jumătate de oră și ai plecat. Păi când aduci în județ. Adu-mă, știți cum este? Orice om adus aici și care pleacă cu o impresie bună, este un capital câștigat. Și un capital câștigat și datorită acelui om avem 5, zâncă 10 oameni, prieteni, rude și așa exact. Se întâmplă. Și de ce să zic că, domnule, cine este, domnule, președinte de Consiliul Județean, că ce e acolo e jale? De ce să nu zic că, domnule, bravo, Astor? Cred că ține și de orgoliu dumneavoastră. Sigur. Și aici am convingerea că, mă rog, nu veți amesteca politica cu administrația, nu vă văd făcând politică de partid în fruntea Consiliului Județean. Niciodată nu am. Bine, domnul Călinu, nu asta a făcut. Gorjeni, nu e adevărat. Gorjeni nu aparțin nici pe unui partid politic. Ceea ce facem ca proiecte sunt destinate tuturor cetățenilor județul Gorj. Nu contează natura politică sau culoarea politică a unei comunități, a unui primar sau altul. Nu e comunitatea aceasta. Cu siguranță, proiectul cu care va veni sau care prin acel primar e convins sau mă convinge sau ne convinge că este destinat comunității, că aduce mai bine, un plus pentru acea comunitate, va fi susținut de către mine cu toată forța. Deci niciodată nu o să mă opun unui proiect care este bun pentru comunitate. Ce veți face cu IDP-ul, domnule președinte? Bun. Mă întreba și ar trebui mâine am o discuție cu fiecare dintre directorii de societăți. Din cele subordonate Consiliul Județean? Da, din cele subordonate Consiliul Județean. E clar că vom avea o hotărâre. Pe 28 sau 29 vom ști o hotărâre. Deci va trebui să punem să plecăm. A fost acel proiect introdus acum câteva luni de zile prin care IDP-ul trebuia să devină regie. Care este beneficiul unei regii? Faptul că și pe vechea legislație a achizițiilor publice și pe actuala legislație pot să încredințeze anumite lucrări, servicii, în mod direct. Și va trebui să vedem și să facem o analiză a tot ce înseamnă servicii aferent Consiliului Județean, a societăților pe care Consiliul Județean este acționar majoritar sau acelor unități de gen protecția copilului, Spitalul Județean de Urgență, Spitalul de la Suseni, da? De la Dobriță. Trebuie să găsim încât să păstrăm marea majoritate a forței de muncă. Avem 350 de angajați, unii buni și specialiști și buni specialiști pe partea de lucrări publice și în special drumuri. Și să le găsim celorlalți, mă gândeam și vorbeam cu actualul director, să vedem servicii de curățenie, de exemplu, din spital și din celelalte, cu cine se execută. Cei de la IDP să facă asta? Nu, o parte, un segment mic. Să vedem capacitatea lor de a participa la licitații, pentru că sunt o serie de proiecte care vin, nu ale Consiliului Județean, care vin pe primării, capacitatea lor de a se organiza și a participa cu niște oferte clare din punct de vedere tehnic și din punct de vedere valorii, pentru că aici este problema. Trebuie să ne așezăm la masă să găsim o soluție. Știți cum e că dacă o întreprindere e nerentabilă, o închizi și gata, și dacă nu funcționează cum trebuie. Dar aici vorbim de 300 și ceva de oameni, așa, pe care nu poți să-i arunci în stradă. Și în condițiile astea, soluții, adică ar trebui să găsiți soluții dumneavoastră cu managerul, îi schimbați, găsiți unul capabil acolo să devină rentabil din punct de vedere economic. Ține de imaginea Consiliului Județean, adică nu e societate în subordinea Consiliului, trebuie să rezolvați un județ întreg și tu nu ești în stare. Nu puteți conduce un județ în condiții în care nu rezolvați o întreprindere cu 300 de oameni, puteți să conduceți 300 de mii. Iau acum un portofoliu de lucrări, da, care pentru o perioadă... Îi mai ține în viață. Dar e obligatoriu să găsim soluția și asta va fi primul pas, pentru că altfel e foarte dificil. Am înțeles că acea contestație a prefecturii privind quorumul de două treimi la vot a fost câștigată de Consiliul Județean. Deci să vedem cât de repede se va... Deci soluția ar fi totuși transformarea în regie. În regie, pentru că îți oferă din punct de vedere legal posibilitatea să le asiguri anumite lucrări care în niște limite și aia trebuie discutat normal, pentru că dacă vine cu un preț mult mai mult decât un privat care îți asigură aceeași calitate,
Este neregulă. Nu o să vă furați căciuna singură. Sigur că da. Da, de mâine o să, pentru că de mâine vom ști clar ce se întâmplă și cu contestația, da, și o să știm pe ce mizăm pentru viitor în ceea ce privește portofoliul de lucrări al IDP-ului sau pe lângă ce putem să le asigurăm pentru viitor, astfel încât să păstrăm marea majoritate a personalului. În cât timp putem vedea dacă ce echipă de consiliere v-ați făcut? Cam în cât timp estimați că... O să vină și acel moment, într-un termen, să spunem, destul de scurt. Aici funcționează bine proverbul, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. De Casa de Cultură aș vrea să mai întreb, ca bun. Iar la fel am avut astăzi o discuție, pe care sper să o înțeleagă și de la cadastru. Am avut o discuție la prefectură, cu domnul prefect, cu lichidatorul judiciar. Acolo e o hoție, dar nu mai contează. Nu mă interesează ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează situația juridică a acelui imobil. Avem de anul trecut terenul trecut în proprietatea publică a primăriei și făcută intabularea pe teren. Lichidatorul a făcut dosarul în ceea ce vrește construcția, l-a înaintat către cadastru și sper, trecând la o parte de denumire, cum s-a numit înainte de 89 Uniunea Sindicatelor sau cum... Da, ce s-a întâmplat asta? Cert este că în 1996 CNRSR Frăția a fost de acord și a înaintat și a devenit ca patrimoniu înregistrat în evidențele contabile acea construcție, această construcție care o avem lângă noi și care fundației Casa Tineretului. Da. În care avem o sentință, o hotărâre definitivă și irrevocabilă, în tribunalul Gorj. Vorbim de Casa Tineretului sau de... Vorbesc, deci, construcția Casa Tineretului, da, pentru mine la acest moment, din punct de vedere juridic, aparține, pe baza protocolului și hotărârii judecătorești a tribunalului Gorj, prin care a înființat acea fundație, aparține acestei fundații. Fundație care, la momentul acesta, se află în lichidare, în faliment. Da? Că nu a plătit taxele către impozite și taxele locale și către bugetul statului. Cum patrimoniul unei fundații nu poate fi înstrăinat către persoane fizice și asta, el rămâne în patrimoniul statului român. Deci, este obligatoriu să se producă această intabulare. Pentru mine, ce am văzut astăzi în dosarul lichidatorului și pe clădire. Exact. Deci cu terenul, este rezolvat. Clar, este rezolvat. Da, de anul trecut este la primărie. Da? Primăria are de încasat de la această fundație câteva miliarde bune. Din ce am discutat, evaluarea construcției în sine cu datorie ar putea foarte ușor să fie dată în plată, dar cu condiția că aceasta este. Deci, este adică obligat tot primăriei. Tot primăriei. Iar primăria să devine proprietarul acestui obiectiv. Trebuie să vă spun, domnule președinte, faptul că orașul Târgu Jiu este singura reședință de județ din țară care nu are o casă corect de cultură. Da. Și va rămâne în patrimoniul primăriei. Să rămână în patrimoniul primăriei, ca la momentul, deci primăria are clar multe căi, fie că fonduri proprii, fonduri guvernamentale, europene, fonduri europene, are, dar asta trebuie rezolvată și sper să înțeleagă și să aibă toată deschiderea cei de la cadastru. Am avut astăzi o discuție cu domnul director și domnul prefect a fost de față, încât să nu ne mai uităm după virgule și să luăm o decizie pentru noi toți, pentru că, încă o dată, este nerea locului. Nu avem o sală de spectacole în Târgu Jiu. Păi nu, îmi vine Viola, da, Stradivari și cântă prin săl de nunți, exact, sau pe câmp. Exact. Bun. Nu aveam juridic ce să facem până acum. Poate acum chiar trebuie făcut. Pentru că era obiectiv, aveam ce face, era Cosmin fundația. Povesti. Aveam ce face juridic, doar că hai să ne gândim foarte bine cum a fost îndepărtat Ion Călinoiu din funcția asta. Pentru că n-are cunoștințe juridice, să nu plătești o taxă de timp. Hai să fim serioși, iar juriștii pe care i-are acolo, nu știu, poate că ar trebui să evaluați. Nu, asta ține ori de amnezii, ori de prostii. Eu aici mă refeream doar la acest obiectiv, încă o dată. Pentru am că înțeles. Știu cu... Și eu mă refeream la faptul că i-a lipsit lui Ion Călinoiu cunoștințele juridice, pentru că și nici n-a știut cui să le ceară probabil pe acolo, pentru că dacă se puneau juriștii cap la cap, mă gândesc că găseau niște soluții. Da? Nu, absolvent de drept. Bun. La Pandurii? La Pandurii a venit Grigoraș. Ce faceți? V-ați gândit? Am... La finanțare cred că te referi. Normal. Aici mă gândesc că nu intrați pe terenul de joc. Și Călinoiu în spatele dumneavoastră. Nu că nu joc sau rezervă. Nu joc fotbal. Că nu, Călinoiu mai mult la masaj. Pe domnul Popescu. E o situație dificilă. Dificilă creată de, hai să spun, refuzul
sau decizia Ministerului Energiei de a continua finanțarea. Oamenii ăștia când au plecat în sezonul, la drum în sezonul competițional 2005-2016 s-au bazat pe niște sume de bani. Normal. Au găsit tranzitoriu în această perioadă niște resurse financiare să facă și acest cantonament, să păstreze și judecătorii încât să nu devină liber de contract. Toată lumea așteaptă drepturile de televizare care vor fi plătite în prima decadă a lunii iulie. Și atunci să vedem cum ne mișcăm până în septembrie. Eu am avut niște discuții cu domnul manager interimar, domnul Ilie. A discutat la București. Pentru dumnealui o să încerc și eu pe căile mele să discut cu ministrul. Nu, l-a anunțat categoric. Gata, sigur, dar trebuie să mai facem. Barem să ne spună în mod direct. Dacă vreți să mai discutați. Nu, nu este lipsit de importanță, pentru că în condițiile în care tu nu mai dai niciun ban, nu mai ai nici pretenția acolo, adică nici acționar nu mai poți. Faci o majorare de capital și îl trimiți acasă. Păi asta încerc să spun. Altă variantă ați gândit-o? Să-i dați afară și să, nu știu, să dați o strigare. Nu pot să iau o decizie eu. Da, suntem în clubul Pandurii sunt 2, 4, 5 asociații. Da. Da, nu acționar, că toată lumea spune de acționar, care e total. E asociat, da. Așa să se întoarcă și președintele de club, să vedem, exact cum a spus, nici eu nu știu cine va fi antrenor, să vedem. Nu, antrenorul nu, este limpede, este vorba de Petre Vigoraș, care a revenit. Să ne întâlnim într-o ședință a asociațiilor și să vedem exact pe ce mizăm pe buget până în septembrie, ce se întâmplă cu participarea în cupele europene, da? Și atunci o decizie va trebui luată, pentru că și să ne drămuim acest buget. Nu știu. Știți ceva? Renegociem. Atenție, deci acolo au fost oameni care au zis că se pricep la fotbal. Acolo trebuie vă spun niște lucruri, pentru că vă spun ceva. Tandemul ăsta Nașpin, Narcis Răducanu, Edi Iordănescu, lăsând la parte performanțele pe care trebuie să le recunoaștem, așa, au chiar și-au spânzurat, și-au adus post, tablița a permis să facă orice. Domnule președinte, cereți performanță, domnule. Cluburile mai trăiesc și de felul care cumperi și vinzi. Sigur. Clar. Da. Nu numai să-ți pice pleașca de bani așa, mai fă-i și tu. Deci le aștept să se întoarcă, să vedem exact ceea ce urmează a fi transferat la echipă, ce urmează să plece, da? Era discuție că Hora e unul dintre jucători. Nu mă pricep la... Lunarcii Răducanu a văzut că vor pleca vreo 9 jucători. Nu mă pricep la fotbal, dar cu siguranță să știți că știu să adun, da? Știu operații de matematică. Și într-un tabel, pe o linie, vă spune, ăștia sunt veniturile, da? Din drepturi de televizare, din contribuția celorlalți asociați, adică Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu, Artego, cine mai sunt asta, din alte surse atrase, sponsori, vânzări de echipamente, nu știu, de alte astea. Și aici vedem costurile, da? Vedem, luăm salariile, da? Jucătorilor, salariile personalului tehnic și spunem, nu ne ajunge, este de cu minus. Haideți să începem să renegociem. Știu, dar dacă nu vă pricepeți, trebuie să fiți consiliat de cineva corect și priceput. Pentru că știți ce vă spun, dumneavoastră salariile. Dar dumneavoastră trebuie să spuneți, da, uite, ăștia la Dinamo au 5.000 de euro, n-au 10.000 de euro. Acele știri le-am citit și eu. Da. Acele știri le-am citit și eu. Și atunci trebuie văzut. Deci cu siguranță, pentru că e păcat. Nu i-am înțeles și nu s-o înțeleg niciodată pe cei din minister. Un capital de imagine fantastic aduce această echipă. Și știți cum e? Nu cred că ministrul a fost atât de răuvoitor, tot de aici, din interiorul nostru, din Gorj, a plecat această idee de a face rău, pentru că suntem obișnuiți. Nu știu, eu pe ministrul ăsta consider fără nicio perioadă, chiar bătut în cap. Lăsă-l la opa. Bun, ai altă discuție, ai putem să o discutăm. Domnul Ciobotărică pentru funcția pe care ați ținut. N-am mai discutat cu domnul Ciobotărică, m-am întâlnit... Doar vă este? L-am salutat, m-am întâlnit cu el, am fost... Joi după amiază am avut o discuție cu domnul Ilie, pentru că am simțit nevoia să am fost după amiază, am simțit nevoia pentru că au apărut în presă și am rugat, având în vedere comunicarea, să nu mai arunce cuvinte care atârnă greu pentru o companie. Insolvența pronunțată în câteva zile a făcut ca în media locală, bine, și media aici ar trebui să nu scoate din context. Sigur că da. Și am spus, domne, comunică, domne, prin birou de presă. Corect. Nu mai comunica. Nu, media locală a preluat. Pentru că și-a dat seara. Avem și partea mediei locale care pur și simplu a răspuns unor grupuri de interese și au terferit pur și simplu pe unde au putut imaginea acestei companii. Informațiile au plecat din interior. Eu nu vreau să-i ciubotării, eu vreau să la început.
Deci permanent s-a găsit cineva. Asta cu insolvența a plecat din interiorul companiei, sindicatele. Deci acel, exact. Sindicatele, așa cum sunt ele, în momentul de față, fac foarte mult rău. Iar presa companii n-a făcut decât să spună, se discută despre, există o temere în sensul ăsta. Aici e limpede că așa stau lucrurile. Acest cuvânt insolvență a făcut ca două zile oamenii ăștia să stea, să aibă discuții cu toți creditorii. Da? Când am fost eu joi după amiaza, da, nu știu, a câta bancă pleca din birou. Și îți trebuie timp. Dar și trebuie argumente reale, să-i convingi. Și secunda a doua, aș fi făcut conferință de presă, da, dacă apăreau astfel de informație, tu ca și companie, aș fi făcut conferință de presă și aș fi asigurat pe toată lumea. Nu este nimic adevărat, mă asigur. Eu cred că sunt oameni, cum ar fi și domnul Ciobotărică, mă rog, care nu lansează chiar din prostie aceste cuvinte și până la urmă poate fac parte din misiunea lor astfel de gesturi. E clar că sunt multe interese în jurul companiei. Acolo este clar, deci tot ce a făcut Ciobotărică, numai un om nu vede că a fost împotriva acestei companii. Corect, ceea dar ce vreau și lipsa de transparență duce la, iată, alimentarea acestor zvonuri și acestor... Ceea ce vreau să vă spun, câteva secunde că nu a fost că m-a asigurat că nu, nici nu este vorba de insolvență. Luna iulie va fi, luna iunie este o lună bună, se va închide cu cifre bune în ceea ce privește vânzarea, iar din luna iulie pornesc încă un grup, deci încă avem încă 300 de megavați în plus, deci o să fie undeva peste 2000 de megavați. Azi că vine Arciobotărică și vă bagă pe pierdere. Nu mai vine. Da. Din păcate, un singur lucru aș vrea. 5 secunde. Domnule președinte, pentru că tot presa a fost cea care v-a pus o etichetă, da? Nu mă feresc să spun, aceea de slugă, da? Ne asigurați că în momentul în care nu veți mai putea rezista unor presiuni, dacă ele vor exista, veți ieși public să spuneți? Sau poate chiar că voi pleca din acea funcție. Păi nu, asta... Okay. Dar încă o dată, nu sunt... Asta n-ar fi numai că, de ce să nu, deci, de ce să nu rezistați unor presiuni eticheta, de când să plecați? No, eticheta ce a spus dumneavoastră, acel cuvânt, o parte a presei. Da, o parte a presei, e adevărat. Nu, până chiar, urmă, o parte e prea mult spus. Ideea este că noi am dat credit, v-am dat credit, foarte mult credit și nu numai noi. Au fost discuții cu mulți oameni care au spus, domne, e un început, e ok, e un capital, aveți un capital de încredere, domnule Popescu, iar bine cât privește... Se temeau doar de această asociere cu anumite persoane. Acel cuvânt, folosit într-un mod absolut nefericit, asta e părerea mea și de cineva care stăpânește mai greu sensul și nuanțele limbii române, sau pur și simplu s-a vrut o răutate deci la modul ăsta, până la urmă presa liberă, la noi este liberă să facă și mizerii. Aș vrea să spun domnului, pe finalul emisiunii, domnului Cosmin Popescu, faptul că se bucură de un capital de imagine, că în momentul de față foarte mult se bucură de această schimbare și au încredere și majoritatea presei și, dacă vreți, și mediul politic. Acum sunt în parte și cei unii care, mă rog, nu ar fi vrut să fiți dumneavoastră acolo, să fie altcineva. Asta sunt lupte interne în orice partid. Ei bine, țineți cont de acest capital de imagine și aveți grijă la fiecare gest. Asta este părerea mea, încât ca el să nu scadă și până la urmă să se vrăbușească. Sunt foarte curios de ce oameni o să vă înconjurați și cel puțin în perioada în care noi vă acordăm creditul ăsta și se poate prelungi perioada asta în condițiile sunt ok, aș vrea să ne luați ca pe niște parteneri care împreună cu dumneavoastră n-ar prea decât binele județului Astuia. Sigur. Deci la mândul ăsta. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu. Să știți dumneavoastră acum, nu mai e președinte domnul Ion Călino, chiar dacă se mai vedeți cu domnia sa. Aceasta a fost emisiunea de azi. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc. La revedere.